Am avut o sinaxă, toți călugării din Transilvania la Mănăstirea Râmeț și a venit cineva, o maica stareță și zice, leu ardea lui. Zic, nu mai spuneți așa, că să știți un lucru, zic. Leul, deși este regea animalilor, are parte de cea mai nenorocită moarte. Că el neavând dușman natural, nu-l mănâncă nimeni. Și moare numai de bătrânețe. Și cum moare la bătrânețe? E ca dinții și nu se mai poate hrăni. Nici dinții nu mai poate vâna, dar nici măcar să mănânce din ce vânează altul. Și atunci moare ca un bicisnic, mâncat de furnici și de muște. Ăsta e leul. Sper că nu-mi doriți așa.